ce erau scumpe, acum nu mai sunt deloc. Este vorba despre lemnele de foc. Ordonanța prin care a fost plafonat prețul acestora are un efect nedorit pe piață. Românii se plâng că au dispărut din marile lanțuri de magazine, ca și peleții sau brichetele. Comercianții cereau mai mult pe metru cub decât a oferit statul și nu au primit la schimb nicio compensare. În majoritatea magazinelor care vând lemne de foc, peleți și brichete, rafturile pe care se regăseau aceste produse sunt goale, după cum se vede și în aceste imagini filmate de clienți. Când am putea să găsim? Nu știu să vă zic. Și avem șanse în alt magazin? Nu. Am colindat din magazin în magazin. Ajungi până la periferia orașului să găsești peleții de care ai nevoie să te încălzești și nu găsești de unde să cumperi. Situația, spun cumpărătorii, durează de circa o săptămână și a apărut după ce guvernul a aprobat ordonanța de urgență prin care a plafonat prețul lemnului de foc la 400 de lei pe metrul cub, a stabilit un preț maxim de 1500 de lei pe tonă la brichete și de cel mult 2000 de lei pe tona de peleți. În depozitele marilor rețele de magazine, lemne, peleți și brichete ar exista, recunosc vânzătorii, dar nu sunt scoase la raft, deoarece pentru comercianți nu ar renta să vândă la prețul impus de stat. Când se abrogă legea, atunci. Și lucrul acesta. Veniți și vă dăm cu paleți întregi. Și brichet, și peleți, tot. Degeaba că urmează ce la prevărit. Dar toți sunt. Reprezentanții magazinelor nu au răspuns până acum solicitărilor știrilor ProTV de a comenta situația. Pe de altă parte, asociațiile din industria lemnului spun că problema pleacă și de la producători. Aceste produse pur și simplu au dispărut din oferta retailerilor, pentru că retailerii nu le găsesc în piață la prețurile plafonate. Pe internet este plin de anunțurile celor care caută să se aprovizioneze pentru la iarnă. Problema este că și firmele care obișnuiau să-și vândă acolo produsele au început să nu mai livreze. Așteptăm, nu mai vin, tot o promis, săptămâna viitoare. Acești oameni au comandat peleți de la o firmă din Bacău și, pentru cantitatea cerută, au trimis și un avans de 1000 de lei. Domnul, cum stăm cu peleții pe care trebuia să ni-i livrați? Nu mai livrăm, doamnă, nimica. Noi dăm avansul înapoi. Contactați de știrile ProTV, nici reprezentanții acestei firme nu au dorit să aibă o reacție. Economiștii consideră că ordonanța care a stabilit valori maxime la vânzarea lemnelor de foc, brichete și peleți a anulat mecanismele pieței de formare a prețului la aceste produse. Pentru vânzători, așa cum precizează și ministrul mediului Tanțoș Barna, nu există o măsură de compensare. În România, aproape jumătate dintre gospodării, adică 3 milioane și jumătate, se încălzesc cu lemn. Într-un an ardem în sobe 14 milioane de tone. Consumul de peleți este estimat la 200.000 de tone.